ar fi venit la Maica Domnului și l-a întrebat, ce să fac? Eu m-am lepădat de Domnul Iisus, de Fiul Tău și Dumnezeul meu. Petre, tu știi cât de bun este. Mergi pe el de iartă. Și a plâns Petru cu Ama. A plâns Petru cu Ama. Și spune că vina lui, prin plâns, a fost iertat. Uite, Pavel, care îl chema Saul, prigonea pe creștini, îi bătea, băga de închisor, pentru că el credea într-a lui rătăcire. Și acum se pornea să facă un mai mare rău. Mergea spre Damasc. Și iată pe acest drum o lumină despre care vă spuneam pe Sfântul Serafin, spunea să ne rugăm lumina Duhului Sfânt. Acea lumină l-a luminat, l-a oprit, l-a trezit, spune că l-a orbit. L-a orbit trupește, însă lumina nu poate orbi. Ea l-a luminat la suflet. Și Domnul nu l-a mustrat. Domnul i-a spus așa, cel care te vei chema Pavel, e greu să dai cu picior când se pușă. Adică într-un cui, cum ceva scuțit să dai cu piciorul. Te doare, da? Pavel, te doare. Pentru ce nu primărești? Cine ești tu, Doamne? Și iată atunci l-a luminat. Și în prigonitor el a venit în mărturisitor. Și iată că și Petru și Pavel au trăit, au mărturisit și au murit pentru Domnul ca martir. Și acum sus în cer. Se spune din tradiție că ei niciodată nu s-au întâlnit pe acest lucru. Dar acum doi au murit la Roma. Unii i-a tăiat capul, celălalt a fost răstignit. Acesta a fost sfârșitul lor. Iubiții mei, credeți în Dumnezeu. Fiți buni. Fiți al lui Hristos. Prin ce nu veți trece? Să trecem împreună. Să mergem împreună când va fi mai ușor. Ajutați-vă unii pe alții. Poate dacă nu greșesc. Mie mi-e milă de voi și mi-e rușine de voi. De multe ori să vă cer ceva. Dar totuși aș puteza, poate pentru duminica viitoare, sunt câteva spitaluri care n-au de loc mâncare dacă nu am ce le dai. Este spitalul de cernăuți, spitalul de nervi. Și acum Domnul în fiecare zi ne spune, nu ne vom duce ce putem, dar poate să avem grijă. Pe duminica cealaltă, poate dacă puteți să vă aduceți fiecare ce poate, să avem grijă de aceste spitaluri care ne roagă și nu au. Pentru că e tare greu astăzi. Nu mai are nimeni grijă. Dar să ne rugăm că cred că ceea ce am meritat avem. Să ne rugăm unii pentru alții. Nu mai intru în politică, că e prea grea politică. Veniți la Hristos. Veniți la bunătate, la dragoste. Veniți la iertare. Spune Domnul. Eu vă iert de orice păcat. Eu n-am venit să vă pedepsesc. Eu am venit ca să vă iert. Să nu mai spuneți de asta înainte nimeni că nu poți fi iertat. Nimeni să nu spuneți de asta. Orice păcat să iert. Veniți la Domnul. Și să vă rugați unii pentru alții. Mare! Știți că odată m-a întrebat, spunea cineva, părinte, să știi, bărbatul meu n-a crezut în Dumnezeu și nu știu să fac, unde am murit și nu știu să fac. Zic, dacă tu crezi în Dumnezeu, asta este și credința lui. Că în Biblia așa scrie, femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Și bărbatul necredincios se sfințește prin soția credincioasă. Se sfințește. Atunci aveți nădejde, frații mei, că la Dumnezeu nu sunt morți și vii. La Dumnezeu toată lumea e numele Lui, copiii Lui, florile Lui și cei care au luat din viața asta. Ce? Vă gândiți că Dumnezeu vrea să-i vadă pe oameni chinuiți în iad? Nu! De asta v-a lăsat pe voi.
se întâmplă și nu le mai repet astăzi, va veni și va spune, îți mulțumesc, e ușor, e bine. Hai să ne rugăm unii pentru alții. Hai să ne ajutăm unii pentru alții. Și vă mai rog ceva. Nu vă mai vorbiți de rău și nu judecați pe nimeni. Lăsați-le toate lui Dumnezeu, că El știe mai bine decât noi. Noi atât avem dreptul să ne rugăm unii pentru alții, să iertăm și să ne iubim. Vă mulțumesc, iubiți credincioși, pentru ziua minunată de astăzi că am fost împreună. Pentru toți cei spun și dragi care știți că vă așteptăm. Și ați fi mai ușor că sunteți mai mulți ca duminica trecută. Măcar că potul s-a rupt, s-a dus. Se vor stări oamenii, poate că săracul Vasile Manu și când am la viața ei și la conducere, ne mulțumim că șanțele spăsite drumurile sunt făcute, ce depinde de dânsul, ne mulțumim. Foarte frumos, foarte frumos. A rămas din vremea de urmă ceva bun și oamenii aceștia, sau mai bine zis de la părinți, cei 7 ani de acasă. Ne mulțumim Vasile Manu și pentru care mare grijă. Dumnezeu să răspătească și poate va lucra Dumnezeu, că știu că tare mulți creștini veneau de acolo la slujbă. Și acum, dacă nu mai este podul, nu mai pot veni. Prea greu în cea dată. Dar vă mulțumesc că ați venit. Ne-am bucurat împreună și Dumnezeu să ne ajute să mergem împreună. Suntem copiii Lui. N-are importanță nici de ani, nici din națiune, nici de nimic. Doar un singur lucru. Iubirea iubirea, în ultima vreme, în multele vesele pe pământ, iubirea va fi toate. Iubiți, dragii mei. Dar să nu așteptați iubiți înapoi. Iertați. Dar să nu așteptați iertați înapoi. Jertfiți-vă. Dar niciodată să nu așteptați. Că niciodată nu se răspătește binele. Pentru că așa este scris. Când toate vorbuțile au venit în cer la Dumnezeu, două se uitau la alta și nu se cunoșteau. Se întreba soră, spun soră pentru că sunt vorbuți. Niciodată nu ne-am întâlnit pe pământ. Știți cine erau cele două vorbuți? Binefacerea și recunoștința. Să nu așteptați. Eu am așteptat de multe ori. Îți fac bine, fă bine. Te iubesc cu Dumnezeu. Ți-am dat de dar Dumnezeu spune, dați și nu așteptați înapoi. Binefacerea și recunoștința nu s-au întâlnit niciodată de pământ. Dar faceți binele că Dumnezeu va răspăti cu recunoștință pentru tot ce ai făcut și ai lucrat pentru El și împărăția Lui. În Sfânta Sărbătoare de astăzi vă fericit. Aș vrea să anunț credincioșii care doresc după amiază să continuăm la adunarea voastră a Domnului, pentru că garantiile au fost leagă și noi ca să ascultăm. Astăzi, la ora 2, vă așteptăm la Sfânta Mănăstire. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Să vă rugați, iubiții mei, și să iubiți, dragii mei. Viața e tare sfântă. Mare greutăți vine asupra Domnului. Așa dacă vom sta și prin bolile care vin sau unei cazuri, trebuie să fugim de la biserică, ci trebuie să venim la biserică să ne rugăm. Că dacă n-ar fi fost biserica, voi știți ce era în țara noastră astăzi. Dar biserica de pregătire și rugăciunile voastre au făcut să fim tari. Chiar dacă căutați să ne înviuiască, noi am rămas cu Dumnezeu. Amin. Domnul să fie cu voi cu toți și să vă răspătească pentru ziua de astăzi. Că ați venit la casa Domnului. El nu se lăsă fără răspată pe niciunul dintre voi. Și eu cred că duminica viitoare veți spune ușor mi-a fost săptămâna asta. Chiar dacă a fost greu pentru picioare. Chiar dacă am stat greu, că știu cum se stă. Chiar dacă părintele este acolo, dacă este o predică mai scurtă, nu am să mă strădăm, vă spun. Vă promit. Atât vreau să vă spun, vă iubesc. Și că iubesc eu.
iubesc, că mă impune Dumnezeu să vă iubesc. El să fie cu voi cu toți și să vă ajute, dragii mei, să moșteniți împărăția aceasta.